Salut! Iată-mă din nou închis în casă pe motiv de COVID. Probabil o să aude că și vocea mi s-a schimbat. Dar mă fac mai bine. Iau 8-a zi azi. În a 6-a n-am avut răbdare și m-am testat sperând că gata, dar testul a ieșit din nou pozitiv. Așa că o să trebuiască azi în a 8-a zi să ies din casă să mai cumpăr un test. În speranța că măcar ăsta va fi bun. Dar, între timp, m-am gândit să mai fac o înregistrare video pentru canalul meu de YouTube, pentru publicul meu, spectatori și spectatoare. Pentru că nu pot să ies afară și să filmez. Sper să pot ieși azi, că este un protest împotriva războiului rus din Ucraina. Va fi o întrunire în Piața Victoriei și după aceea marș spre ambasada rusă. Sper că testul meu va fi negativ, altfel nu mă bag printre oameni, nu ies din casă, mai stau o săptămână sau cât o să trebuiască, pentru că sunt responsabil. M-am gândit să vă mai povestesc din aventurile mele din prima tinerețe sau din prima jumătate a vieții. Mi-am amintit niște scene jenante, penibile. La primul interviu, de exemplu, eram student la Institutul de Arte, eram angajat la Televiziunea Națională, am ales să lucrez la redacția publicistică și aveam de făcut lucrare pentru an sau pentru semestru, nu știu, așa era la primul semestru. Asta era anul 92 spre 93, deci aproape 30 de ani în urmă. La toamnă să fac, la iarnă să fac 30 de ani. Și ne-a zis proful că trebuie să facem ceva lucrare. Probabil era deja după anul 93, pentru că în prima jumătate de an eram chiar plouați de tot. Eu vineam de pe șantier, alții veneau direct de pe băncile liceului, alții veneau după alte facultăți care nu aveau legătură cu cinematografia sau cu televiziunile. Unii lucraseră în televiziune, dar făceau munci tehnice, iar facultatea ne pregătea să fim regizori. Mi s-a dat sarcină să facem ceva, o lucrare, eu fiind singurul de la publicistică, ceilalți la tineret, muzical, literar și tot așa. A făcut care și ce-a dus mintea. O colegă care acum e în Canada, știu că a făcut o poveste ceva cu copii, că lucra la redacția copii. Nu mi-amintesc alții ce lucrări au avut. Pe ea mi-o amintesc pentru că după aceea am avut un festival și a fost singura dintre colegii basarabeni care a luat un premiu, al treilea, nu știu cât. Toate celelalte premii le-au luat colegii de la tot Basarabeni, dar de la București. De asta s-a făcut atunci planul meu să mă mut cândva la facultatea de la București. Eu am făcut în cadrul emisiunii Baștina, un reportaj despre privatizare. Cred că asta ne-a fost sarcina, că proful Bâtcă ne-a dus și la guvern, prima dată am intrat în clădirea guvernului, ne-a dus la Ministerul Privatizării sau cum era el atunci la economie, nu știu exact. Ne-a dus și am vorbit cu oameni care erau implicați în procesul de privatizare. Visarion Ceșuiev, parcă un nume era altul. Oricum, niște nume despre care după aceea mult timp am auzit. Și sarcina ne-a fost despre privatizare. Atunci asta cerea partidul, guvernul, asta era prerogativa și intenția să le vorbim despre privatizare oamenilor. Și atunci am spus redacției că am nevoie de chestia asta, mi-am zis că iată la emisiunea Baștina se poate. Și m-au delegat, parcă era o scrisoare sau ceva, m-au delegat să merg la Ienești Telenești, care e lângă satul meu de Baștină, peste câteva dealuri, e lângă Telenești, între Telenești și satul meu de Baștină. Și am zis că e o ocazie să ajung acasă la Baștină. Mi se întâmpla rar să ajung, pentru că, na, eram și student și lucram.
și nu puteam să merg foarte des. Mai ales că era plătit drumul, deplasarea până la Inești și de acolo deja puteam să merg și pe jos. Chiar am mers odată de la Pepen la Telenești pe jos, într-o direcție și în alta, că în ajun de anul nou. Atunci deja făceam business cu manuale, eram student la București. Dar asta e altă poveste, o să vă mai povestesc vreodată. Și m-am dus la Telenești, am investigat cazul, am vorbit cu oamenii și am zis că o să venim să filmăm. După care chiar am venit să filmăm. Nu știu, cred că am făcut două deplasări. Așa se făcea atunci. Te duceai, investigai, aflai și după aceea te duceai să filmezi. Mi-amintesc doar episodul când am fost cu echipa de filmare. Un cameraman hirsut, vorbea numai rusește și filmam, atenție, pe peliculă reversibilă de 16 mm color, așa lucra atunci televiziunea. Deci cu înregistrarea sunetului în paralel, după aceea se sincronizau. Și mi-a dat omul microfonul în mână, m-a pus, sau m-am pus, că eu m-am ocupat de organizare, m-am pus în fața președintelui de colhoz de atunci, unul foarte tânăr, și hai să conversăm. Cameramanul zice, am pornit și mie mi s-a tăiat glasul, picioarele, tremura mâna și vocea și nici de cum nu puteam scoate o întrebare. Atât de tare m-am emoționat. Am văzut că și cameramanul a fost înțelegător și interlocutorul a fost înțelegător. După aceea, gata, mi s-a dezlegat limba, am pus întrebări, am făcut filmări, ne-am dus și la brigadă, am filmat tractoriștii, au vorbit toată lumea despre privatizare, ne-au hrănit chiar, cred că după aceea am mers eu acasă. Deci probabil a fost o singură deplasare la Inești, că am lăsat echipa să... Nu, erau două totuși. Una mi-a fost plătită când am fost eu singur și a doua când era cu mașina. Probabil m-am întors la Chișinău să editez reportajul, că avea nevoie baștina de mine. Când mi-amintesc, nu la montaj. După aceea am ajuns în cabina de montaj și regizoarea secundă tot s-a distrat pe seama emoțiilor mele, dar n-a zis nimic, a scos fragmentul acela că nu era bun, a făcut montajul brut și după aceea, cred că în emisie direct am intrat în studio alături de prezentatoarea, am uitat cum o cheamă, s-ar putea să fac și acum emisiunea Baștina, Tamara Rotaru? Cred că așa o cheamă. Acum am altă colegă, Tamara Rotaru, în Asociația Hyde Park, profesoară de la Sud. M-a chemat în studio și în emisie direct am citit textul pe care l-aveam pentru acel fragment al meu de 5-7 minute, nu știu cât era, un fel de reportaj, oamenii și privatizarea. După care proful ne-a zis... trebuie să participăm la festival, că iată, se face festival de studenți și cine are lucrările, noi le-am prezentat în sesiune, deja probabil în vara al 93. Cred că am luat notă bună, eram dintre elevii sârguincioși, preferații profului Bâtcă, că numai un an am învățat cu el și după aceea a venit proful Druc, Bâtcă și Druc, Vlad Bâtcă, Vlad Druc. Trebuie adus lucrări în festival și eu am zis că da, eu nu am casetă, că al meu e pe peliculă. Oh, pe peliculă, e mai bun chiar. Pentru că studenții de la București toți lucrau pe peliculă. Și m-am dus la redacție și am rugat să-mi găsească materialul montat și am rugat să-mi dea și resturile, materialul brut. Și am plecat cu o cutie de peliculă la festival. S-a dat în proiecție Oamenii și privatizarea, reportajul meu de la Baștina, care n-a impresionat pe nimeni pentru că studenții de la București veniseră cu filme interesante, ficțiune, n-avea nimeni documentar ca noi sau ceva, nu mi-amintesc. Și evident au luat premii ficțiunile. Și colega mea care ziceam cu
animație sau ceva cu păpuși. Dar cutie ce cu pelicula am folosit-o după aceea când m-am mutat totuși la București, după anul 3 am abandonat, în sfârșit s-a găsit loc și pentru mine la burse. Până atunci veneau favoriții lui Veniamin Apostol. Și după primul an am avut de montat film pe peliculă reversibilă. Nu mai avea cine să lucreze cu mine și atunci, într-o noapte singur, am rămas la mansarda Universității de Arte, atunci se numea Academia de ATF, de teatru și film. Și am învățat singur să lucrez cu masa de montaj. Mi-am lipit până când mi-au rupt de mulți metri de perforație și am lipit-o din nou cu scoci. Am învățat să montez și mi-am făcut filmul de semestru sau de an. Și după care mi-am adus cutia de acasă, când deja am prins o pauză, am predat lucrarea și m-am uitat la bâlbele mele de 93 de la Inești Telenești și din nou mi s-a făcut rușine pentru emoțiile mele. După care am stat prin cămin bobina cutie ce e cu peliculă și după care eu am plecat în 99 din București și frații mei n-au mai putut să o păstreze mult timp, probabil au aruncat undeva la gunoi și s-a dus. Da, mi-a rămas iată amintirea și m-am gândit să vă povestesc. Și am mai avut un episod interesant la Antena C, la radio, după ce am terminat facultatea aici la București. M-am întors la Chișinău, crezând că o să-mi găsesc ceva de lucru prin televiziuni, dar n-a fost cazul și m-am oplușit abia la un post de radio public, Antena Chișinăului. Făceam tot felul de emisiuni, reportaje culturale, distracții, nevoi. Am colaborat o vreme și cu televiziunea publică, dar acum și o să povestesc și despre asta. Am revenit la televiziunea publică, nu ca regizor, dar ca coprezentator la emisiune de tineret. Dar la Antena C, de 8 martie, nu știu ce înțelegere a fost acolo, ca prezentatoarele femei să lase locul reporterilor, prezentatorilor bărbați. Și atunci colega Victoria Coșnir a zis, hai tu să mă înlocuiești la emisiunea mea. Avea ea o emisiune cu vedete, nu știu cum se chema. Și l-au chemat pe... Am uitat cum îl cheamă, un cântăreț. Vitalie Dani, parcă. Era celebru atunci, cred că și acum e popular. Bună ziua, bună ziua, intrăm în direct. Vă rog să ne povestești despre dumneavoastră. Și el așa s-a uitat trist la mine și a zis, bine, și-a luat el în frâie... O luat frâile emisiunii în mână și a început. Dragi femei, felicitări și la mulți ani. Adică a ignorat întrebarea mea, rugămintea mea să povestească despre dânsul, că adică eu sunt atât de vedetă încât ce să mai povestesc despre mine. A început să felicite femeile și după aceea nu mai știu cum au curs jumătatea aceea de oră sau 45 de minute că dura emisiunea cu vedeta, dar mă simțeam penibil și că Vitalie Dani mi-a făcut o boacănă. Și ziceam că am mai colaborat cu televiziunea publică în pauză cu postul de radio sau până la postul de radio, nu mai amintesc cum a fost, dar o vreme am colaborat cu o emisiune a Adelei Ouș la redacția de tineret, la care m-am dus și am găsit niște studenți de pe la jurnalism, unii dintre ei erau veniți din România și eu eram după facultate în România, doar fără licență, picasem examenul de licență, aveam nota prea mică, era sub 6, dar trebuia să ai cel puțin 6 ca să-ți iei licența. Aveam să-mi iau licența abia peste câțiva ani la Chișinău, repetând ultimul an. Și m-am apucat să fac o rubrică despre
fotografii de amatori sau despre film, cine amatorism. Am început să învăț publicul cum să filmeze, cum să folosească aparatele cele de plastic care erau cutiuțe sau cum să fotografiezi fain, interesant, cum să-ți faci selfie, de exemplu. Nu mi-am amintesc despre ce era prima lecție, dar erau lecții generale despre cum să încadrezi, se pare. Dar mi-amintesc că se filma pe niște casete Betacam și se monta pe niște aparate enorme, cât un dulap, și pe niște bobine așa mari. Sau alea era în arhivă. Oricum, se lucra într-un sistem foarte vechi și complicat. Iar eu m-am dus cu moftul că nu vreau ca imaginea mea de fundal să se ducă așa ca o trenă spre topire, dar din contra să se lărgească. Ceea ce nu era ca în lista de efecte speciale, dar se putea face prin suprapuneri succesive de imagine. Și ce penib... Acum mi-amintesc cât de proastă a fost ideea mea și insistența mea ca să fac chestia asta. O grămadă de timp a pierdut omul acela de la montaj, dar ascultător a făcut ce i-am cerut, ca imaginea mea de fundal de în spate nu să se topească, dar să se lărgească. Ce era un moft fără nicio importanță pentru calitatea filmului, pentru calitatea fragmentului meu din emisiune. Și după aceea, nu știu de ce, s-a terminat, cred că mi-amintesc de ce, pentru că eram plătit foarte puțin, mi se trimitea prin poștă 20 de ruble sau ceva, de lei pe lună, dacă asta era în 99 sau în 2000, erau deja lei, că în 94 s-au introdus lei. Dar era o sumă foarte mică. Și am zis că nu are rost, am rămas la radio unde eram plătit mai bine, chiar dacă tot fără salariu, mult timp am lucrat așa în mass media, doar cu onorariu de prezentator. Deci iată trei episoade din viața mea cu care mi-amintesc, de care mi-amintesc cu jenă, dar... Na, e bine să le povestești ca să nu creadă lumea că ai păreri foarte bune și că tot ce ai făcut până acum a fost numai reușit și great success, vorba personajului celui. O să mai fac astfel de înregistrări pentru cei și cele care sunt abonați la canalul meu. Cel puțin o săptămână o să le las numai pentru voi. Și după aceea o să le fac publice. Săptămâna asta când am fost bolnav, am avut un alt video despre relația mea cu Ucraina. Azi îl scot public pentru publicul larg. Mulțumesc celor care au beneficiat de ocazia de a-l vedea înaintea tuturor. Ținem legătura!